Mesajul meu în această dupămasă va fi din Marcu, capitolul 15, de la versetul 8 la 13. Marcu, capitolul 15, începând cu versetul 8, care spune așa. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna. Pilat le-a spus, voiți să vă slobod pe împăratul iudeilor? Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă, din pismă, îl dăduseră în mâna lui. Dar preoții cei mai de seamă au atâțat norodul să ceară lui Pilat să le slobadă mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis, dar ce voi să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor? Ei au strigat din nou, răstignește. Cunoaștem cu toți mica istorie din aceste versete în care Pilat a avut de luat o hotărâre care va schimba lumea și știm prea bine, Pilat avea să aleagă Iisus sau Baraba. Și noi avem în viață de făcut multe alegeri. Unele foarte importante, altele mai puțin importante. Dar există și o alegere pentru veșnicie. Pilat a făcut alegerea între Iisus și Baraba. A ales pe Baraba să fie eliberat. Iisus să fie răstignit. Tu ce vei face cu Iisus? Poți avea o alegere să-L strângi în brață pe Iisus. Și în Isaia, capitolul 55, versetul 6, spune așa. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Căutați-L câtă vreme poate fi găsit, pentru că poate veni un moment când vei vrea să-L cauți și nu-L vei găsi. Îl vei chema, El nu te va auzi, așa că nu lăsa să treacă. Și chiar caută, că e aproape. În 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 2, că El zice, la vremea potrivită te-am ascultat. În ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Amin. Orice lucru vrem să-L facem, trebuie să fie vremea potrivită pentru El. Pentru că s-ar putea să-L facem și dacă nu-i vremea potrivită, să-L facem degeaba. Sau s-ar putea să-L facem și să nu aibă rost să-L facem. Este o vreme potrivită pentru semănat. Și o vreme potrivită pentru secerat. Dacă noi nu semănăm în vremea potrivită semănatului, când vine vremea recoltatului, nu avem recoltă. Iată, spune cuvântul, iată că e vremea potrivită. Acum e vremea potrivită. Acum e vremea potrivită să-L chem pe Domnul în viața ta. Acum e vremea potrivită să-L primești pe Domnul în inima ta. Pentru că poate să fie prea târziu de vrea tu să-L chemi inima ta și să-L primești inima ta. Iată că acum este ziua mântuirii. Nu peste o oră, nu peste o zi și nu peste o săptămână. Acum, spune cuvântul, este ziua mântuirii. S-ar putea
să alegi și tu să ții pe Iisus în brațe. Să nu fie prea târziu. Poate nu mai apuci. Ca și Simon. Simon era pe moarte. Și n-a putut să moară, dar să-l țină în brațe. În Luca, capitolul 24, versetul 29, spune: dar ei a stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, că ce este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Iisus nu a forțat să intre la ei. Ei au stăruit. Și așa Iisus a intrat, împlinindu-le dorința. Iisus nu te forțează să intre în viața ta. Trebuie tu să ceri să intre în viața ta. Sau poți alege să respingi. Păi alegerea ta. În Proverbe 1, versetul 24 spune: fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă eu întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă le pădați toate sfaturile mele și nu vă plac strălile mele, de aceea și eu voi râde când veți fi într-o nenorocire, când voi bate joc de voi, când vă va apuca groază. Dumnezeu ne întinde o mână să ne ridice în brațele Lui plin de dragoste. Și noi nu vrem. Dumnezeu ne dă sfaturi și noi nu le primim. Dumnezeu ne mustră și noi nu acceptăm. Tot spre bine nostru și asta. Și atunci, dacă nu îl respinge, de ce el va râde de noi când vom fi în vreo nenorocire? Poți să alegi să te lepezi de el. În Matei, capitolul 10, versetul 33 spune: dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Și în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 12, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă noi înaintea oamenilor ne vom lepăda de El, ne spune că și El se va lepăda de noi înaintea Tatălui din ceruri. Ne lepădăm de El. Se lepădă de noi. Ne plătește cu aceeași monedă. Dar poți să alegi să te întorci la El. Petru s-a lepădat, știm cu toții că Petru s-a lepădat de el. Și a ales să se întoarcă la el. A plâns cu amar și s-a pocăit. Și s-a întors la el. Dar Iuda? Iuda s-a spânzurat. Asta a fost alegerea lui. Fiecare putem să alegem ce vrem. Putem să alegem să primim și să strângem în brațe pe Iisus, să primim în inima noastră, să primim în viața noastră. Putem să alegem să-L respingem pe Iisus și în momentul în care L-am respins și El arată de noi când vom fi în vreo nenorocire, putem alege să ne lepădăm de El.